Domnul să ne binecuvânteze și să ne pregătească în vederea revenirii sale. Dragii mei, eu am să folosesc un singur verset în seara aceasta, dar am învățat în facultate că pentru un singur verset nu ridici o biserică în picioare. Așa că să citeți mai multe dacă tot v-ați explicat. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 51, până la versetul 58. Cuvântul spune astfel. 1 Corinteni 15. Iată vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor... Să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire, și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde-ți este biruința moarte? unde -ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos. De aceea, prea mei frați, fiți star, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru vostru, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Frați și surori, Încă suntem în cele 40 de zile dintre învierea și înălțarea. Dacă luăm cronologic evenimentele și ne uităm la ceea ce spune Scriptura, veți vedea că suntem în cele 40 de zile. Am sărbătorit în urmă cu ceva timp învierea din morți a Domnului Isus, ne-am uitat la câteva pasaje care descriu învierea din morți a Mântuitorului, apoi arătările, câteva dintre ele, din arătările Domnului Isus Hristos, iar. Cu ajutorul Domnului, dacă Domnul ne ține în viață, joia viitoare vom sărbători înălțarea la cer a Domnului Isus. Iar peste alte 10 zile de la înălțare, revărsarea Duhului Sfânt, astea sunt evenimente pe care le menționează Scriptura și pe care Biserica le-a conservat le-a ținut ca fiind momente de sărbătoare, momente de închinare, momente deosebite prin care l-au celebrat pe Domnul și au mulțumit Domnului pentru înviere, au mulțumit Domnului pentru înălțare, au mulțumit Domnului pentru revărsarea Duhului Sfânt și toate acestea au coagulat biserica, au legat biserica, pentru că biserica, să știți că este legată de evenimentele care s-au derulat în viața Domnului Isus Hristos, care au devenit la urma urmei sărbători ale bisericii. Noi, în perioada aceasta, celor 40 de zile, ne-am uitat de câteva ori în acest 1 Corinteni, în capitolul 15. Dacă vă aduceți aminte, la un moment dat vorbeam despre, și e cunoscut lucrul acesta, despre versetul de aur al scripturii și toată lumea îl știe de la Sunday School și până îmbătrânim Ioan. 3 cu 16 este versetul pe care l-am învățat. Îl știm și am crescut cu el. La mine primul verset n-a fost Ioan 3 cu 16, pentru că eu am venit mai târziu, la 25 de ani am venit în biserică și primul meu verset care l-am învățat a fost Isaia 55 cu 7. Dar după aceea am învățat bine și Ioan 3 cu 16 și am înțeles că este versetul de aur. Apoi există și principiul de aur sau regula de aur în Scriptură. Dar spuneam la un moment dat că există un capitol de aur un întreg capitol, care e format din 58 de versete. Și capitolul de aur, pentru că pe el se construiește tot ceea ce înseamnă teologia bisericii, învățătura bisericii. Frați și surori, dacă Hristos a înviat, toate lucrurile care sunt promise aici, toate lucrurile sunt da și amint și mai devreme sau mai târziu ele se vor întâmpla. Dacă Hristos n-a înviat, de aceea spuneam că totul stă sau cade în funcție de aspectul acesta. Am viat Hristos sau nu a înviat Hristos. Dar noi și în această după masă, în această seară, spunem din toată inima, Hristos e viu în vecii vecilor, măriți să fie numele Lui. Avem această încredințare, nu trebuie să mergem neapărat la Ierusalim, e bine dacă putem, dar nu trebuie neapărat să mergem la Ierusalim, să intrăm în Garden Tomb, în grădina mormântului lui Iosif din Arimatea și să ieșim afară și să exclamăm cu toții, Hristos a înviat. Este o problemă de credință. Vă aduceți aminte de întâlnirea dintre Domnul Isus Hristos și Toma și de cuvântul pe care Domnul le-a zis lui Toma. Toma, tu ai crezut, ai acceptat ca adevărat pentru că ai văzut. Dar există o altă categorie care pleacă de la tine încolo. O altă categorie care va fi mai numeroasă decât categoria ucenicilor și categoria aceea este încadrată în versetul acela. Ferice de cei ce au crezut și n-au văzut. Și ăștia suntem noi. Aici ne include pe noi în binecuvântarea aceasta și asta e, de fapt, la urma urmei, credința. Frați și surori, toate lucrurile care ne sunt promise și pe care le avem aici, pe paginile Sfintelor Scripturi, eu trebuie să le accept prin credință. N-am fost martor acum șase mii de ani la actul creaționist. În momentul, nici măcar nu l-am auzit pe Dumnezeu să zică să fie Lumină și a fost Lumină. Nu l-am auzit să fie, eu știu, întinderea care a numit-o cer și a fost întinderea numită cer. Dar cred din toată inima că lucrurile n-au evoluat și că toate lucrurile au fost create de suveranul Dumnezeu. Prin credință, spune nevrei, capitolul 11, pricepem că toate lucrurile care se văd au fost făcute din lucruri care nu se văd prin autoritatea și puterea pe care o are Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 15, este capitolul de aur al scripturii. Vorbește de învierea Domnului Isus, vorbește de efectele învierii, apoi prezintă mecanismul învierii, modul în care se va produce învierea morților și finalizează cu această parte din scriptură, începând cu versetul 51 până la versetul 58. Am să mă ocup, am spus, de un singur verset, pentru că e un verset care parcă e destul de greu de acceptat și am să explic de ce poate greu reușim să îl acceptăm sau să acceptăm afirmația din versetul acesta și nu numai din versetul acesta, leg de versetul 54, tot din 1 Corinteni din capitolul 15 și versetul 26. Hai să ne uităm întâi la ele. 1 Corinteni 15 cu 26. Ascultați vă rog ce spune Apostolul Pavel în toată descrierea aceasta. Zice, vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, vă rog rețineți, e o perspectivă profetică, vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Citești și versetul 50 și 4 încă o dată și apoi am să explic de ce, parcă este dificil să accepti afirmația aceasta. Aici funcționează credința. Uneori, eu nu sunt adeptul teoriei, mai ales în nevul mediu era teoria aceea, crede și nu cerceta cu siguranță o știți, a fost foarte păguboasă pentru biserică. Credinciosul trebuie să creadă și să cerceteze. Credinciosul trebuie să experimenteze. Dar atunci când deja cercetarea nu mai ne duce la niciun rezultat, se pare că și rațiunea nu mai funcționează, că uneori sunt anumite lucruri pe care le acceptăm prin rațiune. Logice, zicem noi. Și există și modul acesta de acceptare a unor lucruri. Dar e important să înțelegem că uneori credința trece dincolo de logica noastră. Ba mai mult, credința este aceea care sfidează, eu știu, rațiunea noastră și logica noastră. Versetul 54. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, vă rog rețineți, două aspecte importante, neputrezire și nemurire. Da? Acum, dominanta, că aici apare dificultatea, Dominanta 1 e putrezirea și 2, dominanta 2 este murirea, nu nemurirea. Da? Când toate acestea se vor întâmpla, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Două afirmații în două versete pe care eu trebuie să le accept prin credință. De unde apare dificultatea? Fra și surori, am tot căutat astăzi o statistică, recunosc că n-am găsit-o, câte miliarde de oameni au trăit pe fața Pământului. Acum suntem aproape 8 miliarde, 7,9 cam acolo undeva. Am găsit lucruri interesante căutând așa o statistică demografică, dar n-am găsit câte miliarde de oameni au trăit de la Adam și până astăzi, să zicem 6 mai 2021. Dar pot să vă spun un lucru bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Din miliardele de oameni care au trăit pe fața pământului, doar trei n-au gustat moartea. Eu zic trei. Poate că unii mă veți contrazice, dar am și argumente pentru al treilea. Dar de regulă doi sunt acceptați. Și anume, Enoch și Ilie. Eu aș mai adăuga aici și pe Moise, am o teorie legată, dar nu face obiectul mesajului din această seară. Dacă vreți, în particular, o să discut cu cei care vor să știe și argumentul acesta. Dar merg pe interpretarea generală. Miliarde de oameni care au trăit, mai mulți sau mai puțini, unii ani de zile, zeci de ani de zile, alții chiar spre sute, spre aproape o mie de ani. Și totuși, vedeți, spune acolo în Geneza în capitolul 5, foarte frumoasă această descriere uh, genealogică uh, a persoanelor care intră în linia aceasta mesianică de la Adam și mergând mai departe, până ajunge la noi. Fiecare a trăit. 900 și 960 și așa mai departe. Dar este sublinierea aceea, apoi a murit. A trăit cât a trăit, apoi a murit. Da? Deci. E foarte interesant aspectul acesta. Și să vorbești despre nemurire și neputrezire, și să vorbești despre faptul că va veni o zi în care moartea va fi înghițită de biruință, te lovești parcă de aspectul acesta a miliardelor de oameni care au murit și sunt în putrezire și sunt deja în, în mormintele lor. Apoi, o altă dificultate pleacă și de la denumirea planetei pe care noi trăim. Se spune că dacă te uiți din spațiu o vezi, că e albastră și oamenii numesc planeta Terra ca fiind planeta albastră, comparativ probabil cu alte uh, planete. Dar este o denumire a planetei noastre. Știți cum se numește planeta noastră? Planeta morții. Planeta morții. Pentru că pe, pe planeta aceasta este viață și viața are undeva un final și finalul acela se numește moarte. Mai mult, tot, ca să vedeți că e destul de dificil uneori să accepți parcă și să uh, lași uneori rațiunea și să funcționeze poate doar acceptarea prin credință, Eclesiastul 8 cu 8, înțeleptul Solomon, și apoi am să vă citesc și din Ieremia din capitolul 9, Eclesiastul 8 cu 8 face următoarea afirmație. Omul, oricine ar fi el, spune mi se pare David în Psalmul 39 că orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ținea. În contextul acesta, eclesiastul, fiul lui David, Solomon spune: Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri. Și n-are nicio putere peste ce? Peste ziua morții, da? Indiferent cât de puternic financiar ar fi. Unii trăiesc de parcă n-ar mai muri niciodată. Unii cumpără de parcă ar mânca cu două guri sau ar dormi în două paturi. Și conduc trei mașini deodată. Dar omul nu este stăpân. Când vine momentul acela, indiferent cât de influent ar fi, indiferent cât de puternic ar fi, o termină și pune punct aici. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și nu are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta, înseamnă că există o luptă, în lupta aceasta nu este izbăvire. Ieremia, capitolul 9, mai vreau să vă citesc. Ieremia. 9 cu 21, este o imagine metaforică și spune aici omului Dumnezeu profetul. 9 cu 21. Căci moartea s-a suit pe ferestele noastre, a pătruns în casele noastre împărătești, a nimicit pe copii, pe uliță și pe tineri în piețe. Moartea s-a suit pe ferestele noastre. Știți ce imagine îmi dă versetul acesta, îmi lasă versetul acesta? De obicei, oricine intră, nu intră pe fereastră, intră pe ușă. Moartea nu-i poftită, moartea nu-i dorită. Nimeni nu dorește moartea, nimeni nu dorește. Și atunci, într-un mod metaforic, într-un mod plastic, vine și scoate în evidență omului Dumnezeu și spune, moartea, chiar dacă nu dorești și nu aștepți, vine. Dar avem o veste bună și asta este foarte important și de asta ne legăm. Va veni o zi, eu trebuie să cred în lucrul acesta, chiar dacă poate nu am nimic nu mă avantajează în contextul în care astăzi trăiesc. Trăiesc pe o planetă a morții, din miliardele de oameni care au trăit doar doi, n-au gustat încă moartea, dar se pare că și ei vor trece prin cruda moarte dacă ei sunt cei doi măslini din Apocalipsa, capitolul 11, care și ei vor muri și vor sta în Ierusalim și vor privi tot mapamondul la ei. Apoi, omul chiar dacă se luptă în lupta aceasta, nu el are ultimul cuvânt, nu el iese biruitor. Și totuși, afirmațiile sunt dașa mine. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit, va fi moartea. Și va veni o zi în care, datorită tuturor lucrurilor care s-au întâmplat, vedeți, punctul central al credinței noastre, frați și sorori, dragii mei, punctul central al credinței noastre este Domnul Isus Hristos. Putem spune în această dupămasă, masă, măriți să fie numele Lui, binecuvântat să fie El în vecii vecilor, totul se rează pe El. Prezentul nostru, viitorul nostru și veșnicia noastră e legată de Isus Hristos, de moartea și de învierea Lui. În mod deosebit acum privind la aspectul acesta, fenomenul învierii și perspectiva pe care o deschide. A venit ziua în care moartea va fi înghițită de biruință. Vreau să vă las argumente. M-am uitat în scriptura sub acestui subiect și am extras pentru mesajul din această seară patru argumente importante dar vin să consolideze credința noastră. De fapt, scopul întâlnirilor noastre, frași și surori, este ca prin Scriptură, prin cuvânt, credința noastră să fie întărită. Vedeți, mi-am adus aminte acum de un aspect, în Tesalonic era o mare problemă. Atunci când Apostolul Pavel scrie epistola... În mod deosebit, prima epistolă către tesaloniceni și a doua epistolă, mai ales era vorba de a doua epistolă, era vorba despre revenirea Domnului și uh, anumite erezii care deja circulau. Dar în prima epistolă avea o problemă cei din, din biserica din tesalonic. Întotdeauna epistolele au fost scrise bisericilor sau unor persoane care aveau impact asupra bisericilor, nici de cum nu erau scrise comunității din afara bisericii. Deci noi când vorbim de epistola către tesaloniceni, vorbim de biserica înșghebată acolo și nu vorbim de orașul tesalonic și de cei care nu aveau tangențe cu, cu, scriptura și cu mesajul. Era un problem în tesalonic. Își puneau o întrebare. Pentru că credeau în iminenta revenirea Domnului Isus Hristos, Aveau mesajul acesta pe cel care crede nu mai moare niciodată și va avea parte, nu va duce la minte de cuvintele din Ioan din capitolul 25, Eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și probabil că era această confuzie datorită mesajelor, nu îl înțelegeau, nu reușeau să pătrundă în semnificația reală a acestui cuvânt și își puneau semne de întrebare. Toți ne punem la un moment dat semne de întrebare în diferite contexte în care ajungem. Și întrebarea era aceasta, ce se întâmplă cu morții noștri? Păi ai zis că cine crede nu mai moare și totuși îi conducem pe ultimul drum. Avem un loc în cimitirul din Tesalonic și îi punem acolo. Ce se întâmplă? Și Apostolul Pavel se vede nevoit să le vorbească și să le, spună în fel, să le scrie. Și le spune în felul următor, dacă credem, dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce împreună cu Isus care a înviat de cei ce au adormit în el. Și apoi reia într-un în fel ceea ce spune aici în 1 Corinteni, în capitolul 15, despre taina aceasta a transformării. Ce este ce este muritor, trebuie să se îmbrace în nemurire, ce este uh, dat spre putrefacție, trebuie să uh, ajungă în neputrezire, și apoi într-o clipeală să avem parte. Și descrie acolo, vă rog, citiți dumneavoastră pasajul din 1, din 1 Tesalonicen, din capitolul 4. Era problema aceasta legată de înviere, și aveau nevoie, ca și noi de multe ori, de argumente care să întărească. Dar esența era aceasta. Dacă credem că Isus a murit și a înviat. De acolo totul începe să capete culoare. De acolo totul începe să capete sens și valoare. Am zis că patru argumente aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră Legat de aspectul acesta, moartea va fi înghițită când vom pleca spre casele noastre, să plecăm cu această convingere că va veni o zi, indiferent ce va gădui Domnul în viața noastră, va veni o zi în care nu moartea are ultimul cuvânt, ci viața. Pentru că Hristos este Domnul vieții. Când am studiat și m-am uitat la actele de cult ale bisericii, unele preluate din Vechiul Testament, altele care biserica între timp le-a le le format, am uitat și am zis un singur lucru, Hristos Domnul n-a făcut. Noi facem toate care sunt scrise și le rânduim aici, care sunt rânduite în Scriptură, un singur lucru Domnul a și ce n-a făcut? N-a făcut în mormântări. Ba mai mult a stricat toate înmormântările. Vă aduceți aminte de Luca la capitolul 7, când femeia aceea, văduvă, mergea să-și ducă copilul pe ultimul drum. Da? L-a dus pe ultimul drum și se întâlnesc la poarta cetății Naim și îi spune, tinerelule, scoală-te, zic! și a stricat-o în mormântare, pentru că El este viața. La El nu există moarte. Cuvântul, dacă vreți, moartea a luat-o asupra Lui și nouă tuturora ne-a dat viață și nu orice viață. Viață veșnică, măriți să fie Domnul. Frații și surori, un prim argument. Primul argument este legat de scopul venirii. Când vorbim de scopul venirii Domnului Isus Hristos, noi trebuie să ne uităm pentru că sunt mai multe. E adevărat, există și un scop principal. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Scopul principal pentru care Domnul părăsește slava cerească a fost acela de a veni în lumea noastră, de a plăti prețul pe care noi nu-l puteam plăti. Moartea lui este o moarte uh, înlocuitoare, substituitivă. Moartea lui este o moarte răscumpărătoare, plătirea unui preț pentru eliberarea noastră și totul se centrează pe jerfa glorioasă a Domnului nostru Isus Hristos. Dar dacă ne uităm cu atenție în scriptură aproape, fiecare evanghelist, că e vorba de Matei, Marcu, Luca, Ioan, oricare dintre ei, scot în evidență cel puțin un scop al venirii, pe lângă scopul acesta legat de moartea sa, pentru e, mântuirea e, întregii e, omeniri. Și când vorbesc de moartea care va fi înghițită de biruință prin scopul întrupării, mi-aduc aminte de ceea ce spunea domnul în Ioan în capitolul 10 și versetul 10. El spunea în felul următor, eu am venit, scopul pentru care am venit, scopul pentru care am părăsit slava cerească, dice: eu am venit ca oile mele să aibă, cu alte cuvinte, în întrupare, Mântuitorul nu vorbește în dreptul oilor de moarte. Și chiar dacă este moarte, i-a dat deja un alt înțeles. N-a spus la mea, nu vă temeți de cei ce pot ucide trupul. Dar n-au nicio putere asupra sufletelor voastre. Mai degrabă temeți-vă că unul singur are putere și asupra sufletelor și asupra trupurilor voastre. Pune mult preț, e adevărat, pe trupul ăsta. Cheltuim prea mult pentru trup și obosim prea mult pentru trupul acesta și poate prea puțin în ceea ce privește dimensiunea spirituală și partea interioară. Domnul a zis, prioritatea este spirituală, este partea lăuntrică, asta moștenește în primul rând, și apoi toate celelalte. Dumnezeu poartă de grijă, nu rămâne dator niciodată. Deci revin la acest Ioan 10 cu 10, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă această viață din belșug. În Evrei, în capitolul 2, Apostolul Pavel are o mențiune și o descriere Evrei, capitolul 2, versetul 14 și versetul 15. Și e legat tot de scopul întrupării, aceste două versete sunt legate. Evrei, capitolul 2, versetul 14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, e vorba de trupul acesta, tot așa și el, vă rog, uitați-vă că este cu ele mare, el însuși a fost de deopătrivă părtaș la ele. Cu alte cuvinte, trupul Domnului Isus Hristos, în ceea ce privește cei 33 de ani și jumătate, frații și surori, a fost identic ca al nostru. Vă rog, rețineți! N-a fost un trup deosebit, carne și sânge ca al nostru. Singurul lucru a fost că în toate, dar n-a făcut păcat, este diferent, dar rest, a fost ispitit, a obosit, a flămânzit, n-a fost un super om. Din punctul de vedere uman, Hristos a fost om 100%! A venit să se identifice într-un trup ca al nostru, exact ca al nostru. Și scopul pentru care a venit spune aici Scriptura în felul următor. El însuși a fost de o potrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Puterea morții era bau-bau, era ceea ce ne speria, ceea ce ne ține și ne creează spaimă și traumă. Dar el a venit tocmai în scopul acesta, de aceea s-a întrupat, s-a făcut părtaș, pentru ca să-l nimicească pe cel prin moarte. Aduceți-vă aminte de imnul care se cântă la învierea Domnului Isus Hristos. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte extraordinar. Ceea ce părea cea mai mare înfrângere a lui Hristos a devenit cea mai mare biruință. Asta înseamnă lucrarea lui Dumnezeu. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor condamnați, celor din morminte, viață dăruindu-le. 1600 de ani aproape cântarea aceasta și rezistă pentru că proclamă cel mai măreț adevăr. Versetul 15. Și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, vă mă rog rețineți, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Dar din moment ce toate lucrurile s-au petrecut în planul lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu, toate lucrurile tapătă deja o altă conotație. Diavolul este înfrânt, puterea morții este biruită, frica morții trebuie să dispară cu încredințarea. De aceea, frate și surori, aici în Australia prea puțin, dar am participat la foarte multe servicii de înmormântare în România. Niciodată la unul care a plecat din mijlocul nostru nu i-am spus adio. Adio nu există ca și cuvânt în momentul acesta de despărțire. Știți care este cuvântul de despărțire între cei care rămân și cel care pleacă în veșnicie? La revedere. La revedere din punctul nostru de vedere că el nu se mai vine la noi, dar noi ne vom duce și ne vom întâlni cu ei acolo în împărăția lui Dumnezeu, în locul acela binecuvântat. O primă subliniere legată de aspectul acesta, moartea va fi înghițită de biruință, trebuie să o găsim în scopul întrupării Domnului Isus Hristos. De ce părăsește slava cerească? De ce vine în mijlocul nostru? Pentru că El vine tocmai în direcția aceasta, ca prin moartea Lui să nimicească pe Cel ce are puterea asupra morții, adică pe diavolul, să izbăvească pe cei care de teama aceasta morții erau robiți, vă rog rețineți, da? Oare cum ar trebui noi să ne comportăm acum gândindu-ne că nu moarte are ultimul, ultimul cuvânt, ci viața. Și că mai devreme vreme sau mai târziu va fi un strigăt al biruinței, chiar dacă acum este uneori un ceas al deznădejdii. Un moment de, de despărțire care doare atât de mult. Anul 2020, datorită COVID-19, a fost un an al morții. Au plecat atâția și atâția, nu dintre noi neapărat, dar dragii noștri. Unii n-ați putut să merge nici măcar la serviciu de înmormântare, să fiți măcar, cum spune noi, pe ultimul drum, să-l conduc pe ultimul drum. Dar vreau să vă las un mesaj, o veste bună. Va veni un zi în care vă veți întâlni nu pe ultimul drum din România, din Bistrița, din Cluj, Ara, Timi sau unde o fi altundeva, ci ne vom întâlni pe plaiurile cerului în Împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Un al doilea argument pe care l-am identificat în Scriptură legate moartea va fi biruită. Domnul Iisus Hristos a dovedit că are autoritate, are putere asupra morții. A dovedit lucrul acesta și când spun lucrul acesta, mă gândesc la învierile pe care Domnul le-a făcut, autoritatea pe care a avut-o. Vă aduc aminte de cuvintele pe care le-a zis și dacă vă uitați cu atenție în Evanghelia după Ioan, acolo apare de șapte ori expresia Eu sunt. Dar de fiecare dată când apare expresia, apare într-un context. Prima este eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer ca să dea lumii viață și apoi în final termină cu ultima eu sunt vița. Voi sunteți mlădițele și așa mai departe. Ioan capitolul 15, Ioan 6, Ioan 15. Dar între expresiile acestea, chiar în contextul unei învieri din morți, era în Betania, era în casa Mariei și al lui Marta, în drum înspre mormântul din Betania, unde Lazar era în starea de putrefacție. Vă rog, rețineți! Fica lui Iair a fost înviată imediat după momentul în care a plecat în veșnicie, probabil la câteva fracțiuni de secundă sau poate la câteva minute. Pentru că zice, numai ce a intrat în casă și ei boceau și se spunea că tocmai a murit. Apoi, fiul văduvei din Nain, la poarta cetății Nain, Probabil că avea undeva la aproape 24 de ore, maxim o, o zi, după procesul de înmormântare al iudeilor, în vremea aceea, și și astăzi se cam păstrează cam aceeași tradiție. Nu-i ca și la noi, cu ser de priveghiu și așa mai departe, și, în fine, și la ei s-au mai schimbat lucrurile, dar din punctul de vedere al tradiției în vremea aceea, undeva la maxim o zi. Dar când vorbim de învierea lui Lazar. Vorbim de un mort intrat în starea de putrefacție. Una din surori care a spus, Doamne, miroase greu, e mort de patru zile. Intrase deja în starea de putrefacție. Și totuși, Domnul merge și cu autoritatea pe care o are, îi spune, de vină afară. Dar în contextul acela, apare o altă expresie, eu sunt. Știți ce spune Domnul? Eu sunt învierea și viața. Și n-au fost vorbe goale, că asta este foarte interesant. Când Mântuitorul a vorbit, a vorbit într-o autoritate și într-o putere de a pune în practică ce a zis. Eu sunt învierea și viața și se duce la mormântul lui Lazar și strigă lui lazăr, mort de patru zile, e vin afară și Lazar vine afară. Domnul a dovedit că are putere. Aceeași putere am predicat în ziua de înviere seara despre puterea învierii lui. Pe de o parte, puterea care l-a înviat, dar pe de altă parte, puterea care rezultă din învierea lui. Și are putere, frați și surori. Indiferent că a murit cineva și a plecat în veșnicie de câteva zile, că a plecat de câțiva ani de zile, sau că deja e mort de, eu știu, sute de ani de zile, dacă vreți. Sare de putrefacție. Aici intervine autoritatea și puterea Domnului Isus Hristos. A dovedit-o. Pe de-o parte s-a întrupat în scopul acesta ca moartea să fie înghițită de biruință. Tot noi am fost obiectul, pentru că spaima a fost asupra noastră, teama a fost la noi, diavolul cu noi avea treabă, dar Domnul a venit și în locul nostru a făcut toată lucrarea aceasta. Apoi a dovedit care are autoritatea aceasta și are puterea aceasta să facă lucrul acesta. Eu sunt învierea și viața. Apoi, încă un verset care iarăși mi-a atras atenția, tot în contextul acesta al autorității și al puterii pe care o are. 2 Timotei, capitolul 1, vă rog, versetul 10. 2 Timotei, 1 cu 10. Spune așa: Mântuitorul nostru, Isus, Hrist Hristos Isus, care a nimicit moartea, vă rog, rețineți, a nimicit moartea. El nu s-a jucat cu moartea, n-a gâdilat moartea. A nimicit-o. Da? Ea nu mai are putere. Credeți că moartea ca și personalitate, așa cum este personificată în Apocalipsa, nu știe că este biruită și înfrântă? Diavolul nu știe că e înfrânt? Știe. Știe și sentința. Vă la aminte de momentul în care Domnul Iisus Hristos se liberează un îndrăcit. Și duhurile care erau acolo au zis, ce avem noi a face cu tine, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit să ne pierzi înainte de? Interesant să știi verdictul și tot să nu te pocăiești. De aceea spune și dracii cred și se înfioară. Știu verdictul, știu sentința, știu condamnarea și totuși n-au nicio reacție la toate acestea. De aceea o credință de genul acesta nu ajută pe nimeni niciodată. Vă recitesc. A nimicit moartea și a dus la lumină viața și neputrezirea frașii prin Evanghelie. În al treilea rând, un al treilea argument, frați și surori, prin învierea sa, Domnul creează, determină un nou început. Când fac afirmația aceasta, eu mă gândesc la revelația Scripturii atât în Vechiul și în Noul Testament. Avem în Vechiul Testament trei învieri din morți, în Noul Testament alte șase învieri din morți, plus învierea din morți a Domnului, dar învierea Domnului trebuie întotdeauna separat pusă de celelalte nouă. Trei în Vechiul Testament, nu insistă asupra lor, nici asupra celor șase, trei care le-a făcut Domnul și uh, morții care au înviat la moartea Domnului Isus Hristos și cele două învieri, Petru și Pavel, pe care au făcut-o și care sunt menționate în cartea Faptele Apostolilor. Nouă în total. Dar toți aceștia care au înviat la un moment dat, n-au înviat în sensul real al cuvântului. Învierea e mai mult decât o reanimare biologică. Permiteți-mi expresia aceasta. Cei din Vechiul Testament au fost readuși la o viață biologică. Au mai trăit nu știu cât. Fiul Sunamitei, fiul înviat sau cei înviați de Elisei, de Ilie, nu știu cât au mai trăit. Cei, de exemplu, fica lui Iair, ni se spune că avea 12 ani. A fost înviată la 12 ani, o experiență extraordinară. La 12 ani revine la viață. A mai trăit încă 12, 24 atunci, Am mai trăit încă 24, 48 de ani, a mai trăit încă 48, 96 de ani. Nu știu cât a mai trăit, dar știu că a murit. Știu că a murit. Lazar Am înviat și el și a murit înapoi. Am fost la mormântul lui Lazar, probabil că e acolo și acum, dacă mergem la mormântul bun, ca și pelerin, dacă ne duce la locul acela în Betania. Dar toți aceștia despre care vorbim, au înviat, au intrat într o reanimare biologică, au mai trăit o anumită perioadă de timp și au murit. Dar aici este mesajul esențial. Noutatea în înviere, noutatea prin învierea Domnului Isus Hristos. Hristosul înviat frați și surori, nu mai moare niciodată. Repet. Hristosul înviat nu mai moare niciodată. Moartea nu mai are nicio putere asupra lui. Știți ce spune în fapte apostolul Petru când predică? Zice că era cu neputință moartea să-l țină și i-au dezlegat legăturile morții. În fiecare zi moartea încerca să-l înfășure cu ceva, dar n-avea. Boldul morții e păcatul. La Hristos n-a fost păcat. Și oricât de mult au căutat și oricât de mult au încercat. i parcă o luptă din aceasta. Gândiți-vă... Ce s-a întâmplat în cele trei zile în care Domnul era, trupul lui era în mormântul din Ierusalim, Domnul era în șeol și era o luptă întreagă acolo. Așa cum poate diavolul s-a luptat pentru trupul lui Moise. O bătălie. Nu avem totul complet. Nu știu să vă explic exact ce s-a întâmplat, dar știu că moartea cu legătura ei n-a putut să-l țină pe Isus Hristos. Și-a înviat, ba mai mult, tot apostolul. Dar de data aceasta Apostolul Petru are o afirmație, Pavel, pardon. Apostolul Pavel are o afirmație în Faptele Apostolului, în capitolul 13. Și vreau să vă citesc și afirmația aceasta. Fapte 13 cu 34. Vă rog, rețineți. Fapte 13 cu 34, legat de învierea Domnului. Că l-a înviat din morți, așa că nu se va mai întoarce în putrezire. Deci, cu alte cuvinte, nu se va întoarce niciodată în sare. Asta e diferența între toți ceilalți care au avut parte de o experiență a revenirii la viață și învierea din morții a Domnului Isus Hristos. E un nou. Dacă vom muri, vom pleca din lumea aceasta. Am avut o emisiune și probabil că ați urmărit-o ieri seară împreună cu pastorul Teofil Ciortuz la Unde ești omule și el făcea o afirmație curajoasă și eu am zis amin că și eu aș vrea, aș vrea cel puțin să se întâmple așa. Și a zis, eu cred că noi suntem generația care nu vom muri. Ziceți amin și dumneavoastră aici. <laughs> și dacă nu o credem, măcar să ne-o dorim. Să vină Domnul și să fim transformați, schimbați și să plecăm să fim pentru totdeauna cu Domnul. Și atunci, să știți, moartea înghițită de biruință, pentru că chiar dacă n-am mai trecut prin fenomenul acela, moartea nu mai are nicio putere asupra noastră. Mi-am propus să pregătesc un mesaj, pentru că vreau să înțelegem ce înseamnă întâia înviere. Există limbajul acesta biblic și ce înseamnă moartea a doua, Moartea întâia, moartea a doua, întâia înviere, e important, e un mesaj pe care Scriptura îl aduce și e important să cunoaștem, pentru că asta ne va determina să-l slujim și să-l căutăm. Când Apostolul Pavel spune să ajung cu orice chip la învierea din morți, el se referă la întâia înviere și la binecuvântarea pe care trebuie să o aibă.